Bună ziua celor prezenți în sală, celor care ne urmăresc prin internet transmisiunile noastre. Astăzi am venit în fața dumneavoastră să prezint raportul inflației 4 în 2022, ultimul raport din acest an, care într-o anumită măsură este și unul destul de marcant. Se văd, de fapt, rezultatele muncii noastre pe parcursul anului curent, când noi, prin politică monetară, a trebuit să răspundem unor provocări fără precedent, unor șocuri externe foarte puternice, care au provocat un val inflaționist în Republica Moldova. Prin ce este marcant momentul când apare acest raport? Câteva lucruri am să vă spun. Prima, noi am trecut de picul inflației și intrăm într-o perioadă de scădere a acesteia. Evoluția inflației creează condiții pentru a trece la o politică monetară stimulativă, ceea ce înseamnă o posibilă reducere a ratei de bază și normei rezervelor obligatorii în viitor. Cererea agregată este puternic dezinflaționistă și are nevoie de susținere din partea politicii fiscale și a celei monetare. Există însă incertitudini mari, care vin din cerere externă, prețurile la resurse energetice, războiul în Ucraina și multe altele. Păi iată, din cauza acestor incertitudini, trebuie să avem o abordare prudentă la implementarea măsurilor de relaxare a politicii monetare. Asta fiind constatate, voi trece propriu-zis la prezentarea raportului. El are câteva elemente. Voi prezenta evoluția inflației până în prezent, unii indicatori de frecvență înaltă care ne arată pulsul economiei chiar în ultimele săptămâni. Vom trece în revistă ipotezele în baza cărora a fost făcută prognoza și, propriu-zis, vom vedea prognoza inflației pentru următoarele 8 trimestre. Așa, voi începe cu evoluția inflației. Noi am făcut o analiză a evoluției inflației din mai multe țări din regiune și nu numai țări cu care economia noastră are comerț sau țări care au se confruntă cu probleme similare. Deci observăm că la mai mulți a apărut fenomenul de descelerare a ritmului de creștere a inflației. Ceea ce înseamnă că inflația crește deja, dar mult mai lent. La unii chiar și a fost oprit procesul inflaționist. Inflația rămâne încă înaltă, dar este, nu mai este în creștere. Iată, vedem aici evoluția din Ucraina, Georgia, Armenia, Moldova în colțul de stânga sus. Țările vecine cum România, vedem iarăși că în ultimele luni puțin a scăzut ritmul de creștere a inflației, inflația continuă să crească, dar nu mai crește atât de rapid. Cam același fenomen putem să-l observăm în Cehia, mai puțin în Ungaria și Polonia. Vedem tot aici aceleași schimbări sunt în Estonia, în Letonia. Zona euro continuă inflația să fie în ascendență, deci acolo procesele merg mai lent, dar și măsurile de politică monetară au fost luate mult mai târziu în zona euro respectiv. Nu putem să comparăm chiar așa direct aceste evoluții de la țară la țară, pentru că fiecare țară are fazele sale a ciclului economic. Noi suntem, fiecare are, parcurge o diferită fază, respectiv nu putem compara cu exactitate traiectoriile inflațiilor din diferite țări. Dar o tendință deja se observă. Așa, iată inflația, evoluția inflației din Republica Moldova, care la finele lunii octombrie 2022 a atins nivelul de 34,6%.
Observăm că în ultimele 4 luni, deci ritmul de creștere este mult mai lent. Mai mult chiar atât, în luna septembrie față de august, inflația chiar a avut o mică scădere, datorită faptului că au fost amânate unele decizii de ajustare a prețurilor reglementate. Ele s-au materializat în luna octombrie, respectiv vedem că în luna octombrie ele au inflația puțin a crescut. Deci, cum am constatat chiar în debutul acestei prezentări, prognozele noastre arată că luna octombrie, sfârșitul lunii octombrie, ar fi picul inflației, după care inflația trebuie să înceapă să descrească. Cum a crescut inflația până acum? Iată, vedem care componente a indicelui prețurilor de consum a contribuit cel mai mult. Vedem că cea mai puternică creștere care continuă până astăzi este la prețurile reglementate. Și noi admitem că ar putea să fie anumite ajustări la tarife și în viitor. Urmată de inflația de bază, care tot este într-o creștere, dar este o creștere foarte lentă. Și înțelegem că inflația de bază este componenta cea mai persistentă a indicelui prețurilor de consum, respectiv și scăderea tot a acestei componente va avea loc mult mai lent. Din două componente, astea sunt în scădere. Vedem cea mai pronunțată scădere în ultimele luni o au prețurile la combustibil, datorită prețurilor la carburanți pe piețele internaționale. Dar este un lucru îmbucurător că ritmurile de creștere a produselor alimentare tot este în scădere, deja începând cu luna septembrie. Vedem aici contribuțiile fiecărei componente a IPC-ului și putem constata că pentru inflația la finele lunii octombrie, cea mai mare contribuție totuși au avut-o prețurile la produsele alimentare. Bine, inflația este înaltă, dar și ponderea produselor alimentare în IPC este cea mai mare. Este urmată de prețurile reglementate cu 11,3%, apoi de inflația de bază cu 8% și prețurile la combustibil 2,3%. Deci asta ar fi creșterile care le-am arătat în slide-ul precedent, înmulțite la ponderea lor în indicele prețurilor de consum. Asta a fost despre IPC. Acum să trecem la alte prețuri din economie. Aici vedem indicele prețurilor la producători, prețurile industriale. Observăm și aici o temperare a ritmului de creștere, ceea ce înseamnă că șocurile pe producători se vor diminua. Nu vor diminua prețurile, dar nu vor diminua prețurile la inputuri, dar undeva avem o stabilizare a acestor prețuri, ceea ce înseamnă că nu va fi presiune pentru o inflație mai mare. Aceste prețuri înalte vor continua să țină presiune pentru a nu permite prețurile să scadă în viitor, dar nu mai există șocuri care să împingă inflația în sus. Acum, componenta despre la care este cel mai complicat să facem o anumită tendință este dinamica prețurilor reglementate. Observăm că începând cu noiembrie 2021, permanent au loc ajustări ale acestor prețuri. Incomparabil cu dinamica acestor ajustări de ultimii 11 ani, zicem așa, da? Iacă din 2020, practic avem o ajustare per ansamblu a tariflor cu 0,3. Când în ultimele luni vedem că ajustările sunt semnificative. Astea sunt răspunsuri, în primul rând, la șocurile energetice, ceea ce au impus ajustarea, în primul rând, a tarifelor la energie, după aia și acelor tarife la cele utilități care depind de costurile la energie. Și vedem că ele continuă până în octombrie. Acea ajustare de care am vorbit a avut loc în octombrie și ne-a
făcut inflația putând să crească în comparație cu septembrie. În prognoza noastră se prevăd ajustări și mai departe a tarifelor, dar, iarăși, punând toate elementele cap-coadă, noi oricum vedem tendință de scăderea inflației pentru viitor. Am să ajung să vedem și prognozele inflației. Ce a fost până acum cu prețurile la gaz? Deci, atât vedem că a fost un pic în luna august-septembrie, deci cu linia albastră sunt prețurile europene, cu linia roșie sunt prețurile de import a gazelor pentru Moldova Gaz. Vedem că prețurile sunt pe un palier descendent în ultimele luni. Bine, lucrul ăsta se explică prin faptul, în primul rând, că în Europa toate rezervele de gaz sunt suplinite. Deci, respectiv, odată ce cererea din partea rezervelor de gaz s-a consumat, deci acum cererea doar reiese din consumul curent. Și asta a dus la o scădere de prețuri. Să vedem cum va evolua piața mai departe pe parcursul iernii. Incertitudinile oricum sunt mari, dar e bine că toată Europa și-a acumulat rezerve, cele care era posibil de acumulat, reieșind din parametrii infrastructurii. Iarăși, interesant, dacă vedem partea dreaptă a slide-ului, vedem prețurile internaționale la produsele alimentare, vedem iarăși o scădere a ritmului de creștere. Accentuez, nu este scăderea prețurilor, este scăderea ritmurilor de creștere. Deci prețurile nu mai cresc. Sunt unele grupe care sunt pe palier negativ, cum ar fi zahărul, dar deci sunt doar câteva grupe care arată o trend descendent a prețurilor. Dar marea majoritate, deci noi vorbim de o stabilizare a ritmului de creștere a prețurilor. Pe graficul din stânga vedem același lucru cu materiale și minerale, chiar materiale și minerale sunt pe palier negativ. Produsele agricole, iarăși creșterea este foarte mică și vedem o anumită stabilizare a ritmului de creștere sau o descreștere a ritmului de creștere pentru energie și fertilizanți. Cum evoluează situația din economia noastră? Voi începe cu consumul final a gospodăriilor casnice, deoarece ele au cel mai mare impact pe cererea agregată, respectiv și pe evoluția inflației din partea cererii. Vedem că structura subcomponentelor de finanțare a consumului populației rămâne mai mult sau mai puțin constantă. Oricum, ca tendință, putem observa că în ultimele trimestre avem o reducere a ponderii creditelor noi, deci asta sunt rezultatul politicii noastre monetare, și avem situație mai mult sau mai puțin stabilă în ceea ce ține remitențe. Ele sunt cele mai jos cu albastru în grafic. Totodată avem o creștere ușoară a asigurărilor sociale și a fondului de salarizare. Lucrul ăsta se observă și pe graficele din partea dreaptă. În graficul de dreapta sus avem creșterea acestor surse de finanțare în termeni nominali. Deci noi observăm că salariile și asigurările sociale sunt pe un palier destul de pozitiv în termeni nominali, iar creditele deja vedem că în trimestrul 2 chiar sunt adânc negativi, în termeni nominali, repet, iar remitențele, deci, sunt mai mult sau mai puțin stabile, cu unele fluctuații. Dacă ne uităm la acești indicatori în termeni reali, graficul din dreapta jos, observăm că deja în anul 22 suntem mai mult în zona negativă, ceea ce înseamnă că aceste surse de finanțare ele nu sunt proinflaționiste. Deci, nivelul de creștere
consumul resurselor finanțare, consumul casnic, merge mai lent decât ritmul inflației, respectiv asta ne ajută să oprim procesele inflaționiste și să combatem efectele de runda a doua de la șocurile de prețuri. Ce a întreprins Banca Națională? Banca Națională, vedeți aici măsurile de politică monetară întreprinse de noi începând cu mijlocul anului 2021. Vedem, în primul rând, o creștere permanentă a ratei de bază de la o decizie la alta și de la 2,65 în vara anului 2021 am ajuns la 21,5 la ultimele două decizii. Deci ultima decizie de majorare a ratei a avut loc în luna august, după care noi am spus că nu mai majorăm rata și vrem să observăm cum vor evolua evenimentele. Totodată noi am majorat rezervele obligatorii în lei până la 40% și cele în valută străină până la 45%. Deci logica acestor decizii este foarte simplă. Deci prin majorarea ratei de bază noi urmărim să majorăm costul banilor, astfel ca să reducem puțin finanțarea și să temperăm consumul ca să evităm efectele de runda a doua, de la șocurile externe. Același lucru îl obținem prin majorarea rezervelor obligatorii în lei, dar pe lângă asta rezervele obligatorii în lei la 40% au fost majorate pentru a menține excesul de lichidități în piață sub un anumit nivel, în special în condițiile în care guvernul primește finanțări în valută străină. Respectiv, fiecare finanțare în valută străină care este convertită în lei sporește excesul de lichidități în piață, iar prin rezerve obligatorii majorate, noi imediat le absorbim. Rezervele obligatorii în valută au fost majorate la 45 cu același scop care noi l-am declarat de fiecare dată, pentru a descuraja intermedierea în valută străină. Și eu cred că această politică a avut efecte. Noi, în primul rând, ratele în piață au crescut, avem descreștere de a finanțării, în special a consumului casnic, a creditelor de consum. Noi vedem că avem stabilitate monetară și, cum o să observați mai departe, și intermedierea, adică proces de dolarizare, noi în economie nu avem. Iată cum s-au manifestat deciziile noastre prin modificarea agregatelor monetare. Deci vedem că într-a doua jumătate a anului 2021, nivelul de creștere agregatelor monetare este în permanentă scădere și chiar în anul 2022 am ajuns deja în zonă negativă pentru toate agregatele monetare, și M1 și M2 și bani în circulație și M3. Ceea ce ține de excesul de lichidități, deci vedem că și aici el este în scădere. Culoarea roz reprezintă CBN-urile, deci acel exces de lichidități care băncile temporar îl pachează la Banca Națională investind în certificatele băncii naționale. Totodată, în ultimele trei trimestre, vedem că băncile deja vin la tranzacții repo cu VMS-urile, ceea ce înseamnă că caută lichidități deja de la Banca Națională ca să asigure buna funcționare a instituțiilor. Ceea ce reprezintă acest grafic, chiar și un răspuns adecvat a pieței la deciziile de politică monetară și politica noastră monetară și a produs efectele scontate. Aici vedem evoluția creditelor acordate de către bănci. Linia neagră ne arată evoluția creditelor noi în total. Și iarăși observăm că am ajuns în trimestrul 3, suntem chiar pe un palier negativ. Creditele în lei au scăzut, deci ritmul de creștere a creditelor noi acordate în lei a scăzut cel mai mult. Vedem o creștere ușoară a ritmului de creștere a creditelor acordate în valută. Să nu se creează impresie că gata, credite în valută se acordă mai mult.
acea sunt ritmuri de creștere, iar ponderea creditelor în lei este foarte mare. Respectiv, dacă ne uităm în expresie absolută, atunci noi vedem că oricum ponderea creditelor în lei rămâne a fi dominantă în sectorul bancar. Iată, vedem ratele la credite și depozite și vedem că la sfârșitul perioadei raportate în trimestrul 3-22, ratele la credite noi în mediu pe sectorul bancar au ajuns la 13,13, la depozite în mediu 11,44. Iată, observăm, da, ca să vedem ratele la credite și depozite în valută, practic nu au fluctuat. Ceea ce vorbeam eu despre dolarizare. Dolarizare e un termen generic, noi îl folosim și pentru valuta străină, euro, și pentru dolari, pentru toate valutele străine. Deci un termen generic, nu e vorba doar de dolari. Respectiv, vedem că, da, este o creștere ușoară a creditelor în valută în ultimele două trimestre, deci până la 31,7, ce este un indicator destul de bun. Iar la depozite vedem că ponderea depozitelor în valută străină a scăzut până la 33,8. Deci oamenii preferă să-și țină economiile în moneda noastră națională. Ceea ce e un lucru foarte bun pentru economii și pentru sistemul bancar. Dacă vorbim despre evoluția economică, atunci vom vorbi și despre importuri, exporturi. Deci, iată, pe graficele din sus, stânga, vedem evoluția exporturilor, graficul din dreapta, evoluția importurilor. Observăm că în ultimele două trimestre la exporturi avem o creștere semnificativă a exporturilor către CSI, iar pe partea de, dacă ne uităm atent la graficul din dreapta jos, observăm reexporturi, că ele tot sunt în creștere în trimestrul 2 și 3. De fapt, despre ce este vorba aici, noi, odată cu declanșarea războiului Ucraina, noi am devenit și noi o parte din lanțuri de aprovizionare pentru și din Ucraina, în condițiile în care Ucraina are acces limitat la mare și alte probleme logistice și mai multe probleme ce țin de războiul declanșat de Rusia. Deci avem reexport în Ucraina și din Ucraina. Deci în Ucraina mai mult are loc reexportul de produse minerale, în special produse petroliere din Ucraina. Noi avem mai mult produse alimentare, chiar și unele sunt procesate mai adânc sau mai puțin pe teritoriul Republicii Moldova și apoi exportate. De ce? De fapt, trebuie să ne facem concluzie că în trimestrul 3 noi vedem o temperare a exporturilor. În special vedem la UE, în primele două trimestre exporturile au fost puternice datorită recoltei bune din anul 2021. Odată ce această recoltă s-a epuizat, iată în trimestrul 3 deja exporturile sunt mai mici și recolta în anul 2022, bine, nu a fost una dezastruoasă, dar noi considerăm că este sub nivelul mediu, respectiv și potențialul nostru de export a scăzut. Aici avem structura importurilor și exporturilor. Dacă o să doriți, o să fie publicate și în raportul inflației, care astăzi o să fie făcut public și o să fie pe site-ul Băncii Naționale. O să puteți să examinați mai atent ca să vă faceți propriile concluzii despre ce am importat și ce am exportat în ultimele trimestre. Vorbeam de careva indicatori de frecvență înaltă, care iată, ne arată situația până în luna august, până ce o fie avem datele, la comerțul cu amănuntul și comerțul cu ridicata. Deci ambele ne arată o temperare a comerțului intern,
ceea ce este un indicator puternic că cererea agregată se temperează tot mai mult și devine tot mai dezinflaționistă. Când vorbesc cererea agregată să contractă, asta înseamnă că și probabil că avem și o creștere economică mai modestă, dacă nu chiar negativă. Aici vedem iarăși ca un indice fluctuațiile incasărilor la buget, iarăși ele urmează acele tendințe a cererii agregate interne. Oricum, încasările au evoluția sa pentru că au mai multe componențe. În afară de componența de taxe, mai sunt și venituri sub formă de granturi și alte suporturi, respectiv. Per total, tendința este mai mult sau mai puțin stabilă. Și acum trecem la, vorbind de prognoza inflației, mai întâi vom trece prin principalii ipoteze care au stat la această prognoză. Iată, vedem aici așteptările inflaționiste din SUA. Sunt trei linii pentru trei perioade diferite. Octombrie 21, septembrie 22 și octombrie 22. Deci, Statele Unite se așteaptă la o stabilizare și o scădere a inflației. Deci, Statele Unite, iarăși, ei au luat și măsuri de politică monetară mai puternice, respectiv, economia este așteptare că aceste măsuri vor avea efecte și inflația în țară se va stabiliza la 2,5%. Dacă să vedem ipotezele, iată aici sunt prezentate ipotezele externe, vedem că în raportul inflației avem o situație mai dificilă pentru ceea ce ține creșterea economică în zona euro. Deci vedeți că în anul 2023 noi prognozăm, ca bază am luat prognoza zero de creștere economică în zona euro, în comparație cu 1,4 care am avut în runda precedentă de prognoză. Vedem același fenomen în Federația Rusă, -2,9, când în runda precedentă am avut -2,2. Inflația în zona euro se prevede a fi mai înaltă decât anterior, de 5,8, în comparație cu 3,6 din runda precedentă de prognoză. În Federația Rusă vedem că inflația va fi mai mică, dar bine, acolo și creșterea economică va fi mai pronunțat negativă. Putem vedea că prețurile la petrol, Brent, prognoza pentru 23 este circa 87,7 în comparație cu 91,5 runda precedentă, ceea ce este în descreștere. Un preț ceva mai înalt la gaz, deci 1142 în comparație cu 1077. Cam astea sunt principalele ipoteze externe, care unele vedeți că au un impact mai proinflaționist, dar multe din ele au impact dezinflaționist pe prognoza noastră. Și acum să mergem pe mai multe detalii. Deci iată aici sunt prezentate cum au propriu-zis prognozele la mai multe produse, deci în primul rând din domeniul energetic, petrolul Brent și gazul natural, dar și indicele prețurilor la produsele alimentare. Și observăm că, de fapt, la petrol, noi avem iarăși, cum am zis anterior, prognozăm un preț ceva mai mic și cu o perspectivă de descreștere ușoară pentru viitor și un preț puțin mai mare la gaz. Indicele FAO, practic, rămâne tot acolo, deci vorbim de produsele alimentare. Deci diferență mare față de prognoza, de runda de prognoză anterioară, nu este. Vedem, iarăși aici, cursul dolar-euro în colțul de stânga jos. Vedem că
anticipăm un euro mai slab decât în runda precedentă. Și cam același pe IPC-ul din zona euro îl vedem mai inflaționist, o inflație mai mare. Și PIB-ul respectiv în zona euro îl vedem într-o zonă mai negativă decât în runda precedentă. Iată, așa. Ok. Alte ipoteze. Deci sunt indicatori care sunt incluși în prognoze. Deci indicatori pentru 23-24, remiterile, creștere față de anul precedent, veniturile bugetului public național, cheltuielile bugetului public național, impuls fiscal, așa, procesul de creditate, creditare, agregatele monetare și tot așa mai departe. Deci astea sunt ipotezele care le-am pus noi la baza prognozei noastre. Eu nu am să merg prea mult în detalii pentru că mă tem că o să vorbesc prea mult. Ce este important de la suprafață este prognoza noastră a creșterea surselor de finanțare în termeni reali. Noi am făcut niște presupuneri în ceea ce ține posibile evoluții a salariilor în sectorul privat, în sectorul public, plăților de asigurări sociale și așa mai departe, reieșind din înțelegerea noastră privind sursele de finanțare pe care are guvernul pentru anul viitor. Dacă ați observat, deci noi încă nu am văzut legea bugetului, deci aici sunt doar presupunerile noastre. Legea bugetului pentru anul viitor încă n-am văzut-o. Poate asta și explică în mare măsură cauza de ce noi la ultima decizie de politică monetară, cu toate că știind că inflația va începe să descrească, noi nu am luat nicio decizie. Noi am lăsat să mai lucreze mai departe măsurile noastre luate anterior. Și vrem să observăm care va fi impactul și de partea asta și să vedem și un indicator cum evoluează mai departe și după asta, în luna decembrie, deja când vom mai avea mai multe date, inclusiv și datele privind bugetul public național pentru anul viitor, vom lua deja decizii de politică monetară corespunzătoare. Dar până una alta, noi reieșind din aceste ipoteze, care noi credem că sunt destul de realiste, cel puțin având și discuțiile preliminare cu guvernul, înțelegem că ipotezele noastre sunt destul de realiste. Respectiv, noi vedem că vor începe în termeni reali să crească aceste surse de finanțare. Mai cu seamă parcursul anului 2023, iar în sfârșitul anului 2023, începutul anului 2024, sperăm să fim pe un palier pozitiv care să susțină cererea agregată mai departe. Aici sunt prezentate deja propriu zis consumul casnic, cum îl vedem noi. Îl vedem că în trimestru 2, 3 și 4 a anului curent, dar chiar și întâi, noi suntem consumul gospodăriilor casnice, consumul populației, este palier negativ. Această tendință se va menține și în prima jumătate a anului viitor. Mai departe, iarăși, acestea ar putea să crească, iarăși, în baza ipotezilor care le-am propus noi. Să vedem, ar putea să fie anumite corectări după ce o să vedem bugetul. Deja în runda noastră de prognoză din ianuarie vom vedea cu ajustări, reieșind din efectiv bugetul aprobat de către Ministerul de Finanțe. Și iată, propriu zis, cum arată evoluția inflații. Începând cu trimestrul 4 anului curent, rata anuală a inflației va urma o tendință descendentă până la sfârșitul orizontului de prognoză. Deci, cum am zis, luna octombrie a fost picul inflației. Ritmurile înalte ale ratei anuale a inflației vor fi generate de impactul pozitiv al tuturor componentelor PC, contribuția semnificativă fiind din partea prețurilor produselor alimentare,
acelor reglementate și a inflației de bază și mai puțin din partea prețurilor la combustibil. Ei, e și natural că combustibilul are și o pondere mai mică, dar și evoluția. Am văzut că ei sunt pe un palier puternic descendent acum. Iată, partea dreaptă, vedeți culoarea galbenă reprezintă produsele alimentare, culoarea albastră, prețurile reglementate, impactul lor, culoarea roșie este inflația de bază. Deci, vedem că inflația, noi ne așteptăm deja, începând cu luna noiembrie, să înceapă să descrească și să intrăm pe acest palier descendent. Acest fanion de culoare roz arată intervalul de incertitudine. El rămâne a fi destul de mare. De ce? Pentru că incertitudinile încă mai sunt mari. Cum am zis, noi încă nu știm cum va evolua războiul din Transnistria. Nu avem certitudine totală în ceea ce ține evoluția disponibilității surselor energetice și prețurile la aceste resurse. Respectiv, și altele, cum ar fi cererile pe piețele externe, posibilitățile de export și așa mai departe. Deci, aceste toate incertitudini ne majorează intervalul unde poate ajunge inflația. Respectiv, cum am menționat și la început, noi vom merge cu măsurile politică monetară, dar vom fi prudenți în procesul de relaxare a politicii monetare. Iată, vedeți aici prognoza fiecărei componente în parte și vedem că ele toate au același comportament. Deci toate încep acum să descrească. Deci, practic, avem pic în trimestrul 3, cu excepția la inflație de bază, care va avea pic în trimestrul 4. Restul toate deja sunt, sunt deja pe palierul descendent. Să vedem ce s-a schimbat față de prognoza anterioară. Deci, vedem pentru fiecare componentă cum au evoluat ele. Cu roșu este prognoza actuală, cu linia albastră întreruptă este prognoza anterioară. Și vedem că doar în cazul inflației de bază pentru moment, noi am majorat prognoza pentru următoarele câteva trimestre. În celelalte cazuri, vedem că inflația va fi sub prognoza anterioară. Așa. Și aici, propriu zis, vedem deja total prognoza inflației comparată cu cea precedentă. Da, vedem că acum vom avea o inflație ceva mai mică decât noi am prognozat și inflația va începe să scadă foarte rapid. De ce scade inflația? Haideți să, ca să fie clar toate efectele. Deci inflația scade, în primul rând să nu confundăm scăderea prețurilor. Nu scad prețurile, scad ritmurile de creștere a prețurilor. Scăderea inflației e cauzată de două lucruri. În primul rând, sigur că și-au făcut efectele instrumentele noastre de politică monetară. A început să scadă cererea agregată. Totodată, trebuie să înțelegem că inflația mare a dus la ceea că cererea agregată și creșterea economică intră pe un palier negativ. Deci noi suntem acum într-o zonă de recesiune. Pe de o parte, aceste fenomene nu permit propagarea efectelor de runda a doua, ceea ce înseamnă că prețurile mai departe nu cresc sau deja nu mai cresc atât de repede. Ele se stabilizează. Respectiv și inflația se întoarce înapoi la ținta noastră de coridor. Totodată, cum am menționat și eu, cererea fiind puternic dezinflaționistă, cum am menționat la începutul prezentării, ea are nevoie acum de susținere, cât din partea politicilor fiscale, cu un impuls fiscal, cât și din partea politicii monetare, printr-o politică monetară mai stimulativă. Partea dreaptă a graficului ne arată diferențele pe fiecare componentă a indicelui prețurilor de consum. Deci, cam asta a fost ce am avut să vă prezint.
Și acum sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră, doar concluzionând, noi credem că am depășit încă o dată picul, poate prea multe ori repet, dar sper că mesajul ăsta să fie clar. Inflația este în scădere, dar totodată cererea agregată este foarte slabă și are nevoie de susținere. Și iarăși continuă să fie incertitudine mare și noi vom fi atenți cu măsurile de politică monetară. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim! Dacă nu sunt întrebări, atunci... Da, vă rog, singură întrebare. Господин президент, агентство Infomarket Александр Бурдейн. Я заметил на графике таблицы, что среднегодовая на 22 год будет 28,8, а на 23 16. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас прогноз еще на 24 год? А в целом, если мы говорим о периоде с 2020 года, так, начиная с пандемии, насколько подешевеют наши ресурсы в отношении того времени, скажем, к 23 году? То есть я имею в виду семейные финансовые бюджеты. Deci, încă o dată, eu am să încep la partea a doua. Trebuie să înțelegem că scăderea inflației nu înseamnă scăderea prețurilor. Deci noi reușim să oprim valul de creștere a prețurilor. Deci ele nu vor crește mai departe. Va avea loc o ajustare a prețurilor în jos, așa cum a fost până la pandemie. E o întrebare care nu știu dacă are cineva răspuns astăzi, dar toate prognozele arată că până ce o fi noi nu vedem să revenim la prețurile prepandemice. Poate la produsele petroliere, dar așa, iarăși este o situație de conjunctură. Trebuie să înțelegem că în perioada pandemiei și criza post-pandemică, deci și economia globală a trecut prin schimbări majore. Respectiv, economia trebuie să găsească un echilibru la un alt nivel. Și atunci o să vedem cu toții economia globală la ce nivel își va găsi acel echilibru. Da, vă mulțumim. Mai este o întrebare? Геннадий Тудурян, Zero Capital Market. Господин президент Нацбанка, скажите, мы сейчас вступаем в период так называемых сезона отопления, и населению придется платить за отопительные, грубо говоря, за отопление. В этом контексте какие вы видите риски, и как это скажется на том же индексе по потреблению, на инфляции в республике? Спасибо. Да, mulțumesc de întrebare. Am să rămân chiar pe acel slide, el este foarte vorbitor despre aceste efecte ale compensațiilor. Într-adevăr, în indicele prețurilor de consum presupune că guvernul va aloca compensații cetățenilor, în special celor vulnerabili, pentru majorarea prețurilor la surse energetice. Și dacă observăm pe partea dreaptă a graficului, deci culoarea albastră reprezintă prețurile reglementate. Deci vedem că trimestrul 4, 22, 23, deci prețurile reglementate apar cu minus, adică ele sunt mai mici decât ce a fost în prognoza precedentă. Însă, în trimestrul 2, 3 și 4 ele apar cu plus. În situația în care, după finalizarea sezonului de încălzire, aceste compensații o să dispară. Deci ele o să aibă un pur tehnic pe IPC, o să aibă un impact pozitiv. Da, vă mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci vă urim o zi cât mai plăcută și ne vedem data viitoare la Banca Națională. Vă mulțumesc și eu. O zi bună.